De ziua regalității s-a deschis la Muzeul Municipal Călăraș expoziția realizată de Muzeul Național Cotroceni, Casa Regală a României, păstrătoare și promotoare a tradițiilor românești. Anfitrionul manifestării a fost profesorul Constantin Tudor, care a prezentat argumente istorice despre semnificația zilei. La eveniment a fost prezent primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, alături de cei doi viceprimari. Fotografiile expuse evidențiază rolul Casei Regale a României în păstrarea tradițiilor și obiceiurilor românești, în promovarea costumelor populare și în susținerea valorilor statului român modern. Expoziția rămâne deschisă până pe data de 30 iunie 2021. Mulțumesc că ați dat și invitații să participați la această sărbare unei zile speciale din nouă calendar, să spunem, sărbătorilor naționale. La o sărbătoare veche, care timp de 81 de ani, a fost sărbătoarea națională a României. Despre semnificația acestor zile și despre legăturile legalității cu orașul nostru, o să vă rog pe domnul Tudor, care este cel mai ușor să ne povestească. Stimați prieteni, am răspuns cu plăcere invitației pe care mi-a adresat-o Muzeul și Primăria Municipiului pentru a fi prezent la această întâlnire de suflet a noastră, a românilor, pentru că, dincolo de disputele care fac de niciun unora, istoria aceasta a fost și noi nu avem altceva decât să o spunem în înțelesul și în adevărul ei. Ziua de astăzi este o zi care întâmplător a marcat destinul României. Discutăm de 10 mai 1866, când în condițiile istorice pe care probabil le cunoașteți și după ce Alexandru Ioan Cuza a fost obligat să abdice pe 11 februarie 1866 și atenție ce spun eu, a abdicat conștient că face un gest benefic pentru viitorul României. Așa s-a și întâmplat, pentru că se aducea pe tronul României ca domnitor inițial, domnitor și nu rege direct, pentru că țara noastră încă nu era independentă. Și o țară care nu este suverană nu poate avea un suveran. Deci este adus ca domnitor Carol de Hohenzollern de Sigmaringen, un principe german dintr-o casă cu tradiții și, bineînțeles, se spera că prin aducerea acestui principe străin, România va avea un, să spunem, un cuvânt în plus de spus în raporturile cu puterea suzerană care era Turcia la vremea respectivă. Nu intru în amănunte în ce condiții a fost adus, știți foarte bine, incognito, venit pe la trompeta Tudor Severin. Problema este următoarea, că deși tânăr, deși nu prea știa cam pe unde erau principatele danubiene recent botezate România, Carol s-a integrat foarte rapid în realitățile istorico-politice de la Gurile Dunării și din Balcan și reușește să se impună și să-și impună punctul de vedere față de marile puteri. Aici aș scoate în evidență doar momentul independenței, războiul de independență din 1877, când s-a impus în fața țarului Nicolae, care nu, într-o ultimă instanță l-a acceptat pe el și nu pe fratele lui, ca și comandant suprem al forțelor care luptau împotriva Turciei în Balcani. Ceea ce a urmat, iarăși, cunoașteți, 9 sau 10 mai, și 9 mai și 10 mai, ca să spunem iarăși adevărul istoric, se pregătise Senatul să adopte în mod solemn proclamația de independență pe 10 mai. De ce pe 10 mai? Avea legătură exact cu ziua de 10 mai, când Carol se înscăunase ca domn al României. Numai că în Camera Deputaților, în Camera Inferioară a Parlamentului, deputații agitându-se și profitând de prezența acolo a lui Mihail Cogălnicianu, care era
ministrul de externe al României la acel moment, este interpelat referitor la evenimentele din Balcani și ce se întâmplă, care este rezultatul intervenției noastre în Balcani. Și, într-adevăr, atunci, în Camera Deputaților, pe 9 mai, Mihai Covărniceanu rostește celebrele cuvinte: suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Asta nu a schimbat, să spunem, calendarul oficial și pe 10 mai Senatul adoptă în mod oficial proclamația de independență a României față de poarta otomană, căreia nu-i mai plăteam cei 940.000 de lei galben-aur, care, dacă ar fi să facem așa o... au făcut-o alții, o echivalență, ar fi undeva la 2 miliarde de euro astăzi, pe care România micuță, cât era la vremea respectivă, trebuia să plătească an de an porții otomane. Bun, și de aici trebuie să și înțelegem ceea ce a urmat, adică o sumă importantă de bani care nu mai pleca către poarta otomană, pe lângă celelalte obligații, să spunem, nelegale sau neoficiale, și de aici și suportul financiar, spuneam, pentru dezvoltarea și modernizarea României, care a urmat rapid după 1877. A trebuit să treacă ceva vreme, 3 ani, 4 ani aproape, până când, la nivelul Europei, această nouă realitate să fie și consfințită, și pe 10 mai 1881, la 4 ani de la independență, România, recunoscută de data aceasta ca națiune independentă, devine regat. De la 10 mai 1881, așa cum a spus puțin mai devreme Florin, ziua de 10 mai devine ziua națională a regatului României, ziua oficială națională a României, situație care a durat, așa după cum cunoașteți, până după 30 decembrie 1947, când România devine republică. În ceea ce privește Casa Regală a României și Miliardurile Pătrășeni, prin intermediul lui Florin, vă pun la dispoziție gratuit, tocmai pentru a omagia momentul de astăzi, un exemplar din cartea pe care am lansat-o exact acum 2 ani, împreună cu Nicu Țiripan, Casa Regală a României și Miliardurile Călărășene, în care veți găsi în detaliu toate momentele în care membrii Casei Regale au poposit și pe meleagurile noastre, începând din 1890, care este o vizită mai importantă, el a fost prezent aici și în 1866, a fost prezent și la Oltenița, dar în 1890 stă 2 zile în Călăraș și noptează în Casa Ana și Marinache Popescu, actualmente sediu al Direcției Județene pentru Cultură. A vizitat inclusiv localul în care ne aflăm noi, a vizitat șantierul școlii de băieți numărul 2, care era în construcție, localul școlii de fete numărul 1, care era deja construit, și, bineînțeles, a purtat discuții cu autoritățile locale pentru modernizarea orașului, care oraș a căzut. Ca fapt divers, a avut o discuție și cu un pictor călărășean, Constantin Predelean, unul dintre cei mai bogați călărășeni. Am scris despre el și acum o să public așa, la primire, vă spun, un material despre cel mai bogat călărășean al tuturor timpurilor, da? A avut o discuție cu acest călărășean, pictor, care era și consilier local, și îi mărturisește că i-au plăcut tablourile pe care le-a văzut la București. A revenit în Călăraș în mai multe rânduri, de data aceasta doar în Port, unde a fost primit cu toate onorurile firești, și alți membri ai Casei Regale s-au pelindat pe meleagurile noastre. Ferdinand vine când era prins moștenitor și face o inspecție celor două regimente militare care se aflau în oraș până la 1900, și mă refer aici la regimentul 5 Călăraș, pe care, a cărei locație o cunoașteți, și regimentul 23 Infanterie. Cazarma încă există, construită în 1881, și
ar fi păcat să nu o salvăm. Dacă se poate, probabil cei care o au în administrare să se gândească să facem ceva cu această, cu această cazare. A venit și Regina Maria la Călăraș. E o poveste frumoasă, e descrisă cu lux de amănunte în cartea noastră. A dormit într-un tren care a fost garat în apropiere la gara Siriștea, unde este astăzi gara Ștefan Vodă. A vizitat spitalul municipal, cum îi spunem, sau județean, cum îi spunem astăzi. Tratând acolo, s-au vorbit frumos cu călărășenii răniți în timpul primului război mondial și, de asemenea, a făcut o oprire în parcul comunal, în foișorul, frumosul foișor care se construise odată cu clădirea teatrului comunal, adică actualul cinematograf, fostul cinematograf Victoria. Chiar în fața lui era construit un foișor frumos în care a poposit Regina Maria și s-a întreținut cu soțiile celor plecați pe front, pe care i-a îmbărbătat cu harul și cu talentul pe care l-a avut această femeie. Aș face o mică paranteză și mă opresc după aceea. Vreau să rețineți că dacă România după 1918 a fost recunoscută în cotariile pe care le cotărâsele românii, un mare merit l-a avut această membru a familiei regale, Regina Maria, care timp de aproape 2 luni de zile s-a zbătut la Paris să-i determine pe dirigitorii lumii de la vremea respectivă să recunoască o realitate pe care o bine merita românii. Ajungem până la urmă și la președintele Woodrow Wilson, președintele SUA, prin intermediul soției lui Woodrow Wilson, și îl atrage de partea idealului românești și ceea ce a urmat la Versailles, știți cu toții că României se recunoaște pe plan internațional Marea Unire făcuită în etape. Basarabia și-a marcat-o și noi anul acesta grație primăriei Călăraș, da? A urmat apoi Bucovina și la 1 decembrie 1918 Transilvania. Este adevărat că Casa Regală a avut probleme. Ce casă regală din lume nu are probleme? V-aș da un recent exemplu cu Casa Regală Britanică. Da? Vedeți că acolo se întâmplă, așa vrea Dumnezeu uneori, ca anumite evenimente să poată trece niște probleme care apar în viața caselor regale. Și știți foarte bine că dispariția prințului Filip a mai atenuat un pic problemele care apăruseră în interiorul casei regale, grație nepoților, să spunem așa, ai reginei Elisabeta. Așa au fost probleme și în Casa Regală a României. Se vorbește despre Carol al II-lea, care ar fi fost unul dintre regii slabi ai României, uitându-se totuși că acestui rege și intervenții lor, lui directe în economie, i s-au datorat și niște progrese deosebite pe care România le-a cunoscut din punct de vedere economic în perioada intervenirii. Dacă în 1936 la București se construia unul dintre cele mai moderne automotoare, astăzi ne uimește, să spunem așa, sau rămânem noi puțin așa consternați în fața săgeței albastre, sau cum se cheamă automotorul acela german. Să știți că ceva asemănător făcea România în 1936 la atelierele Malax. Cel care vă vorbește astăzi a avut șansa să se plimbe pe ruta Călăraș-București cu un asemenea automotor prin anii 70. Deci era în funcțiune încă în anii 70. Mai vă spun aceste lucruri ca să înțelegeți totuși că România avea o economie și avea o economie modernă pentru vremurile acelea.
Vă dau un exemplu. În 1938, PIB-ul pe cap de locuitor în România era fix $112. Belgia avea 114 în 1938 și Grecia, vecinii noștri, aveau 75 de dolari PIB pe cap de locuitor. Este un indicator care dovedește, fără niciun fel de alte, să spunem, analize, nivelul de dezvoltare al unei economii. E, și asta era în timpul lui Carol al II. E drept că a avut și multe alte probleme. Da? A cedat foarte rapid și foarte ușor în fața celor două ultimatumuri sovietice. Am pierdut atunci, știți foarte bine, Basarabia și nordul Bucovinei. Am pierdut și Cadilaterul. Da, despre Cadilaterul, deși teza mea de doctorat este cu Cadilaterul, am mai putea să vorbim cât de dreptate aveam noi și cât de dreptate aveau Bulgaria, adică nici noi, nici ei. Teritoriul acela s-a aflat foarte mulți ani, vreo 5 secole, sub ocupație turcească și elementul otoman era cel majoritar în Cadilaterul, în Dobrogea de Sud. Da? Dar asta a fost istoria. S-a aflat 23 de ani sub stăpânire românească, perioadă benefică pentru teritoriul respectiv, care se află astăzi, așa cum știți, în componența statului bulgar. Și Carol al II-lea, apropo, a fost de două ori în județul nostru, a fost așteptat la Călăraș, chiar atunci când se aniversau 50 de ani de la înființarea gimnaziului Carol I, care, iată, i-a purtat numele primului nostru rege și spre lauda celor care l-au rebotezat, se numește și astăzi tot gimnaziul, de data aceasta gimnaziul, școala gimnazială Carol I, da? Localul acela din 1881. Deci spuneam că a fost și Carol al II-lea de două ori în județ, n-a venit când a fost așteptat. Într-un ziar local e un articol foarte, foarte bine scris. Dacă veneați, majestate, da? Acel articol respectiv este scris de Ilie Jubănaru Albești, în ziarul Glasul Bărăganului, și îi se fac niște reproșuri. Dar spuneam, a fost de două ori la două vânături. Da? La două vânători există în presa locală fotografiile respective și, ca să finalizăm totuși în linia de cord istoric, el este cel care introduce primul regim autoritar în România și apoi s-a mers în cascadă, da? Dictatura regală, dictatura bănesciană, dictatura comunistă. Dar asta nu înseamnă că ceea ce a realizat pentru România familia regală trebuie să o punem în fui datorită unor, să spunem, inabilități, să numesc în altfel, a unuia dintre cei patru regi pe care a avut România. A fost și Mihail, întâi la Călăraș, știți foarte bine, a avut în atenție acest teritoriu și astăzi, fiind ziua legalității, este bine să ne amintim ce a însemnat Casa Regală pentru România. În două cuvinte, progres și o poziție, să spunem, benefică pentru România pe plan internațional. Vă mulțumesc! Domnul profesor a pomenit Casa Marinache Popescu, am să vă spun și eu două cuvinte despre această casă. Deci, a stat două mulți acolo, în memorie se scrie că a stat în camera decorată în Cucești. Nu știu dacă ați vizitat această casă, dar este cea mai frumoasă și cu cea mai multă pictură pe pereți din Călăraș. Vă invit să o vizitați, este nemaipomenit. E vorba de Direcția de Cultură, aflată la intersecția străzii 13 decembrie cu Grinița. Chiar merită să o vedeți. Cred că în timpul programului poate fi vizitată. Are pictură, cum n-ați văzut, în altă parte. O să vă credeți cu totul și cu totul în alt oraș. Și despre expoziție, expoziția pe care unii ați intrat, ați văzut-o, alții încă nu, este o expoziție realizată de Muzeul Național Cotroceni.
care are resursele necesare pentru a strânge multe materiale despre Casa Regală. Și despre expoziția așezată, să spunem așa, în oglindă obiceiuri și tradiții, între tradiții populare și tradițiile din familia regală. Așa că vă invit o vizionare. Vă mulțumesc!